Sfârșit tragic pentru Arădeancă în vârstă de 28 de ani. Tânăra a fost găsită moartă la două zile după ce a dispărut fără urmă într-un apartament dintr-un orășel din Anglia. Un suspect în vârstă de 29 de ani a fost arestat de polițiști englezi. Tânăra originară din localitatea arădeană Saint Martin a fost văzută pentru ultima oară miercuri, coborând dintr-o mașină și purta o rochie neagră și pantofi negri cu toc. De atunci, nimeni nu a mai știut nimic de ea. Rudele și prietenii s-au îngrijorat după ce tânăra a lipsit de la o întâlnire pe care o avuse vineri și au anunțat poliția. Cadavrul femeii a fost găsit de polițiști în aceeași zi în care iubitul său a alertat autoritățile într-un imobil unde tânăra a fost văzută pentru ultima oară. Crima a zguduit comunitatea în care a avut loc. Orășelul este unul liniștit, cu oameni la fel de liniștiți, iar astfel de incidente nu au loc de obicei. Un bărbat în vârstă de 29 din localitate a fost reținut în acest caz, acesta fiind principalul suspect al crimei, dar polițiștii continuă cercetările. Vestea morții fetei i-a șocat pe cunoscuții tinerei din România, care au transmis zeci de mesaje de condoleanțe pe o rețea de socializare. Vă anunț cu mare tristețe decesul colegei noastre. Îmi este foarte greu să cred că o persoană atât de tânără, mamă și o fire foarte veselă nu mai este printre noi. Dumnezeu să o odihnească în pace. A fost mesajul postat pe internet.